Astăzi vreau ca să vă prezint o oportunitate de business și în același timp am și un bonus foarte mare la business-ul ăsta pe care o să vi-l exprim la sfârșit. Da? Suntem în Sărata Monteoru, fix la intrare, unde aș vrea să vă prezint o pensiune. Măi băieți, ce faceți voi aici? Vă salutăm, uitați, filmăm o proprietate, avem o proprietate de vânzare aici. Este interesantă? Foarte interesantă. Vreau și eu să o văd, se poate? Haideți, repede, 10 minute, da? Ok, mulțumesc. Parcați, da? Da, da. Bun, aici aveți accesul, puteți să urcați și cu mașină. Păi, deci ascultați-mă ce vă spun, și așa acum e la modă să prezinți business-uri, să vinzi business-uri pe TikTok. Hai că vă arăt eu ce înseamnă business aproape la cheie, doar să începeți să faceți bani cu el. A few moments later. Suntem în interior, dar suntem la parter acum. O să vă dau câteva detalii tehnice despre construcție ca să vă faceți o idee. Aveți un parter plus 2, da? Aveți o suprafață construită de 250 de metri, 210 metri de suprafață utilă, 7 camere cu baie proprie, living, zonă de bucătărie și de dining, da? Aici unde stăm noi, aveți living-ul și cu zona de bucătărie în partea aceea, da? Aici vă vine zona de dining, unde puteți servi masa. Aveți un grup sanitar separat doar pentru zona asta, da? Și în camera asta de aici, nu o să intrăm pentru că sunt niște chestii depozitate acolo, în camera asta de aici aveți încă o baie proprie, da? Adică camera se poate închiria fără niciun fel de problemă. Un singur lucru pe care vreau să-l menționez și este foarte important, tot ceea ce înseamnă finisaje, gresie, faianță, obiecte sanitare și așa mai departe, din băi, din grupurile sanitare, le aveți depozitate acolo, ele vor rămâne pentru voi aici, da? Haideți după mine la etajul 1, să vă arăt și cum sunt camerele și compartimentarea. Avem două camere pe partea asta, o cameră pe partea cealaltă, da? În camera în care intrăm acum, aveți zona de hol, camera și baia proprie acolo, da? După care o să mai aveți o cameră identică. O să-l aștept și pe colegul meu Andrei să vină cu camera. Da? Aceeași cameră, zonă de cuier, de pantofar, cameră și bucătăria. Păi Andrei, vină că n-avem cum să nu filmăm asta. Uite ce view ai de aici. E absolut splendid. Da? Totul așa cum trebuie să fie la noi, mai tradițional. Avem încălzire centrală pe lemne, ați văzut lemnele jos. Și acum avem camera mai mare, să spun așa, unde avem și un balcon foarte generos, baie proprie, cu vedere la atât la drumul principal, cât și la tot ce înseamnă zona asta deluroasă din față, care din punctul meu de vedere este extraordinar de frumoasă, da? Să aveți grijă să nu coborâți dintr-o dată de la etaj la parter cu camera. Haide Andrei, după terasă, că ai rămas îndrăgostit de priveliște, trebuie să ajungem și la etajul 2, da? Pentru că v-am spus că avem un parter plus 2, noi acum ne-am fost la etajul 1, urmează să ne ducem la etajul 2, unde mai avem încă 3 camere, da? Încă un lucru pe care vreau să-l menționez și să rețineți, nu avem mansardă, da? Este etaj, aveți plac între cele două etaje, da? Și acum aveți, o să fie puțin întunecat aici, aceeași compartimentare ca și jos, două camere pe partea stângă, da? Camera mare pe partea dreaptă, doar că aici din păcate nu mai avem balconul, da? O să-ți fie greu să filmezi acolo probabil, pentru că nu avem becuri, dar măcar ca și idee de compartimentare și ce... Hai să coborăm, Andrei, și acum urmează ca să vă prezint bonusul, v-am promis că avem un bonus, o să vă spun și prețul acestei pensiuni, cu tot ceea ce înseamnă finisajele pentru băi lăsate, da? Adică le aveți doar să le montați
și cineva să vă monteze gresia și faianța, este 289.000 de euro, negociabil, da? O să mai fac un scurt rezumat. Deci avem parter plus 2, avem 7 camere cu baie proprie, 700 de metri pătrați de teren, da? Avem 250 de metri pătrați construiți, 210 metri pătrați util, da? Cadre de beton, BCA, pereții sunt finisați, mai aveți doar pardoseala de montat, instalație electrică, instalație sanitară, toate branșamentele la toate utilitățile le aveți, da? Această proprietate la 189.000 de euro, negociabil. Acum, odată cu proprietatea, aș vrea să vă mai prezint un bonus, care din punctul meu de vedere este un bonus foarte, foarte, foarte mare. O casă complet mobilat și utilată și gata de locuit, care vine în același preț. Da? Deci nu este preț separat pentru locuința respectivă. Da? Haideți după mine să vă arăt și pe aceea. Bun. Acum ne aflăm în, să spun așa, în proprietatea bonus pe care vă oferim odată cu pensiunea. Suntem pe terasa căsuței, da? Aveți o măsuță unde puteți să stați cu prietenii la cafea, să vă distrați, să vă jucați remi, să vă jucați cărți, ce vreți voi. Și haideți ca să intrăm și înăuntru, să vă faceți o idee și despre ea cum este în interior, da? Bun, avem un hol foarte mare care îți oferă compartimentarea de decomandat a casei, da? Aici unde intru eu o să avem living, da? Living mare, spațios, masă de dining, domnul proprietar de acum face și puțin sport, avem câteva aparate de sport, avem canapea, avem televizor, da? Avem un living undeva în jur la 35-40 de metri pătrați. În cealaltă parte, vis-a-vis de living, ca să spun așa, aveți dormitorul, da? Complet mobilat. Aici aveți băița cu granit pe cadă, frumos. Da? O băiță foarte cochetă din punctul meu de vedere. Ușa asta vă dă tot în living, dar în partea din spate. Și aici avem bucătăria complet mobilată și utilată, da? O să mai avem aici, dacă o să vezi ușa asta, Andrei, ușa de aici o să avem camera centrală, nu o să deschidem acolo pentru că sunt lucruri depozitate și așa mai departe. Casa este locuită acum în momentul ăsta, da? Eu cred că este un bonus foarte consistent. Casă de locuit, pensiune la 189.000 de euro în Sărata Monteor, una dintre cele mai recunoscute stațiuni de la noi din orașul Buzău. Nu aveți nimic de făcut decât să puneți niște parchet ca și investiție, da? Aveți gresie, faianță, obiecte sanitare la pensiune, doar să vi le montați, vă listați pe Booking și faceți bani. Vă aștept la vizionări. V-am pupat, pa, pa!